Sfântul Ardealului este icoană în casele tuturor credincioșilor și, așa zisă, minune ale celor cu imaginație. După ce a plâns din fotografiile unor creștini din Vaslui și Arad, părintele Arsenie Boca a apărut și în casa unei enoriașe din Buzău. Femeia susține că pe un perete lângă frigider s-a arătat chipul părintelui. Minunea s-ar fi întâmplat după ce doamna a adus în casă un tablou cu Arsenie Boca luat din bazar. Vecinii, desigur, au venit în pelerinaj să vadă cu ochii lor miracolul. Aici ai ochii. Așa. Gura, aici capul și aici umeri. Probabil aveți impresia că priviți doar câteva zgârieturi pe perete. Închideți ochii și mai încercați odată. Imaginea asta a apărut imediat după ce ați... Da, cum am pus icoana aici? Ce vi s-a părut la început doar o mâzgălitură, în var este de fapt chipul unui sfânt. Părintele Arsenie Boca. Asta susține femeia, care este convinsă că o minune dumnezeiască s-a întâmplat în casa ei. Și am șters cu jmingherul de frică. Am spălat cu cârpa, cu apă. Când am intrat la 20 de minute în casă... Iar am văzut iar pe perete că a ieșit. Și am zis că asta e o minune dumnezească, așa să-ți apară așa ceva pe perete. Pe peretele din bucătărie, de lângă frigider, Nicoleta Iordache locuiește într-un cartier mărginaș al Buzăului. De curând a cumpărat o icoană cu Arsenie Boca dintr-un târg local, iar acum locuiește cu figura părintelui în casă, și pe perete, și în poză. Am vorbit cu un preot, dar n-a stat decât, să zic, 2 minute. Tot așa nu vede absolut nimic. Dascul a spus că vede ceva, dar părintele prea s-a grăbit. În jurul părintelui Arsenie s-a creat și multă isterie, care nu face bine nici Sfântului și nici bisericii. Ortodoxia este altceva, nu este spectacol. Nu trebuie să se teamă, deci da, cum a apărut și dispare. Unii vecini nici nu știu dacă Sfântul chiar a apărut, doar cei cu o imaginație bogată îl pot zări printre zgârieturi. M-am gândit că o face Dumnezeu vreo minune cu noi, dar rău, cred că nu e. Cu toate acestea, familia Iordache este hotărâtă să țină ușa casei deschisă pentru orice pelerin, numai să nu dispară Sfântul, ca prin minune.